de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Mă uitam și eu prin acest prea frumos calculator și încercam să-mi fac un plan pentru emisiune. Este, după cum bine știți, astăzi data de 15, suntem la mijlocul lunii februarie, octombrie, mă scuzați. Este joi și este ziua în care apare Mesagerul de Neamț, ediția scrisă, și fiind joi, este și ziua în care am reușit să-l readucem în emisiune pe domnul dr. Liviu Harbuz. Bună dimineața! Mă simt recuperat! Bună dimineața! Și noi ne simțim, și noi ne simțim foarte bine că ați venit în emisiune, pentru că astăzi, aproape că îmi vine să vă rog să faceți noastră emisiunea. Nu știu, sunt total detașat. Okay, dacă... Sunt total detașat de ce se întâmplă. Cu permisiunea dumneavoastră să anunț câteva dintre subiectele apărute astăzi în Mesagerul de Neamț, pentru că eu zic că este un număr ok și de citit. În primul rând, la inițiativa Mesagerul, am rugat pe cei de la DSP să pregătească un material informativ de sinteză, un lucru care trebuia de fapt de acum mult timp să fie făcut, apropo de COVID-19, și să explice ce trebuie să facă un om care este considerat caz suspect, cum trebuie să acționeze în cazul unui caz confirmat, ce înseamnă contact direct, cum acționează cetățenii prin medicul de familie sau când trebuie să sune la 112, inclusiv cum se eliberează concediile medicale, cum se motivează orele copiilor la școală. Lucruri care cred că trebuie mediatizate nu numai de Mesagerul de Neamț, ci de toată lumea. Lucru pe care noi am încercat să-l facem în emisiunile pe care le-am... Ba chiar le-am făcut la momentul acela. La momentul respectiv. E la fel de importantă ca și măsurile de prevenire a bolii. Ele ar trebui afișate în fiecare zi. Cred că aici ar folosi foarte mult ceea ce se cheamă buget pentru publicitate publică. Exact. Și ele ar fi pus, ar putea fi puse lângă dispenserile acelea de la scara blocurilor. Care... Sau în locul lor. Sau în locul lor, pentru, mai că oricum, pentru că oricum acolo nu am mai pus nimeni nimic. Aduceți-vă aminte că aveam atunci 350 de cazuri pe zi și... Pe țară. Pe țară. Și ieri am avut 100 și ceva în Neamț. Exact. Neamțul și cu Iașul împreună erau cât atunci era pe întreaga țară. Exact. Deci despre ce vorbim. O să discutăm imediat. Alte titluri din Mesagerul, un titlu care sunt convins că va, și un material care sunt convins că va produce multă bucurie administrativă în Piatra Neamț, de la testamentul lui Ștefan la moștenirea lui Carabelea, este, știu eu... Încep să regret că n-am citit ziarul de dimineață. Da, este o trecere în revistă a găurilor negre ale orașului. Găuri negre în sensul că în găurile acelea intra bănuțul și nu mai ieșea aproape nimic sau ieșeau niște averi bine mestecănite, amestecate, bine pregătite. Și vă dau câteva subtitluri, urma lui Ștefan la Piatra, care sunt, cine sunt vinovații pentru starea de fapt de la Piatra Neamț, Perla Invest în insolvență, un rai al afacerilor necurate, CMI Urban, un iad al afacerilor necurate, Salubritas, o enclavă cu bani discreți, pompați, dar bine cheltuiți pe salarii, PubliServu, nu mai discutăm, LocativServ, Parking, afacerea fotbalului și investiția de la stadionul Ceahlău, pavelizarea orașelor cu firme prieteni și prețuri între frați, vânzarea centralelor termice, multe sunt, afacerea locuințe pentru persoane dezavantajate, afacerea Piatra Neamț, oraș turistic, cum a câștigat legal E.ON 20 de milioane de lei de la Pietren fără să presteze servicii, și încheiem cu obligația lui Carabelea. Dacă vrea să fie, e o concluzie, dacă vrea să fie credibil, să nu fie considerat doar un nepot al fostului primar, Andrei Carabelea trebuie, pe lângă programul de dezvoltare pe care l-a propus, sau îl face acum, să facă lumină în toate aceste lucruri.
să recupereze banii de la cei vinovați, unde se mai poate, să-i arate cu degetul pe cei care au scăpat cu conturile intacte. Doar așa va putea face orașul bine și trebuie să facă asta, chiar dacă va da în documentele de la primărie peste colegi de partid sau organizații non-guvernamentale, mai vechi sau mai noi. Iar transparența atât de mult clamată, de aici ar trebui să înceapă. Asta este un subiect. Al doilea este un subiect legat de primul, PMP, Partidul Marilor Oportuniști, cu o mic ca să meargă pe mare. Știți că toate lucrurile interesante încep și cu litera P. Cine sunt PMP-iștii de astăzi? Cum se desfășura o ședință de la PMP în care cu multă destul de suave, așa, din punct de vedere politic, șefii partidului se bălăcăreau unul cu altul și în loc de orice alte concluzii se spune așa, un an și ceva PSD plus PMP egal LOV, apoi trei ani PNL plus PMP egal LOV. Acum PMP-iștii sunt căutarea unui iubit sau mai multor iubiți cu bani și funcții pregătiți să fie tradus. Vom discuta. Adevărul dureroase de ce județul Neamț este codaș la dezvoltare, cum se face predarea online și un subiect pe care îl vom dezvolta și cu domnul dr. Liviu Arbuz. Ce poți face ca turist la Piatra Neamț? Părerea ghizilor. Este un material care merită de citit de fiecare dintre cei care au candidat pentru primăria Piatra Neamț și este senzațională părerea acestor oameni. Indirectă, pentru că ei nu spun, doamne, nu ai ce face la Piatra Neamț. Ei spune, doamne, vreau să la Piatra Neamț să facem. Ce? Da, putem merge la cheile Bicazului. Doamne, dar la Piatra Neamț, zice, da, avem în zona Târgu Neamț niște mănăstiri. Doamne, dar la Piatra Neamț, a, da, la Piatra Neamț, dacă vreți, vă ducem cu telegondola la sus, n-aveți ce face. Bună ziua, domnul Liviu Harbuz. Bună ziua, domnul Bălănescu. Cum n-avem? Aducem aer curat de pe Cozla. Aducem aer curat de pe Cozla. Acesta este mesagerul de azi. Mai sunt și alte... Pune o provocare. Regret că n-am citit ziarul. Nu sunt foarte informat. Acum a apărut. Nu sunteți foarte informat. Nu, pe toate. Nu le acopăr pe toate chiar. Bun, haideți să discutăm asta cu ghizii, că de aici poate să plece discuția noastră. Apropo, și de Piatra Neamț, oraș de care sunteți interesat, unde ați candidat. Este un site. Am clamat tot timpul campania electorală lipsa organizării turistice și a statutului. Da. Nu se profită de acest statut pe care îl are orașul, de oraș turistic de interes național. Adică până în momentul de față, cred că Piatra Neamț a rămas doar așa cu istoria lui de perla Moldovei, de oraș turistic, dispărând aproape în proporție de 100% activitatea turistică. Așa cum am mai discutat aici, avem 1,8 nopți pe grad de ocupare pe turist, ceea ce înseamnă foarte puțin. În 2019 aveam 1,6. Da, am ajuns la 1,8, dar oricum la nivelul la care ar trebui să ajungă, adică la undeva minim 3 nopți pe cap de turist, încă mai avem mult de muncit. E și o chestiune de organizare, de management, este o problemă a administrației publice locale. Și, desigur, este lipsa unei strategii privind dezvoltarea turistică a orașului și a județului, integrând, desigur, și orașul Piatra Neamț. Deci, noi am găsit ghizii aceștia pe un site. Și am sunat, suntem niște turiști, vrem să venim cu turiști germani, turiști englezi. Da, zice, cum să nu? Zice, mergem, facem, cât mă costă? 50 de euro, 70 de euro pe zi, bun. Dar știți, ăștia sunt interesați, mai ales cei germani, când au auzit de Piatra Neamț, așa, vor aici. Zice, i-am putea duce pe Cozla, dar ce să le arătăm? Le arătăm peisajul. Bun, știți bine, toată campania electorală s-a vorbit despre subiectul dumneavoastră preferat, despre Muntele Cozla. Ați ajuns să spuneți că faceți alergie dacă mai auziți Muntele Cozla. Aveți deja alergie, da? Au venit candidații, fiecare în parte, cu tot felul de soluții. Și eu am venit cu propuneri.
și actualul primar, domnul Andrei Carabela, a venit cu soluții. Eu cred că din toate aceste propuneri se poate face construi o strategie coerentă, aplicată și atent implementată pentru orașul Piatra Neamț. Desigur, dacă noua conducere a primăriei, respectiv primarul orașului Piatra Neamț, care este deja ales și cunoscut, domnul Carabela, dar și viceprimarii care vor însoți în activitatea administrativă primarul, respectiv viceprimarii. Eu cred că un cumul de proiecte ar putea, desigur, cele mai fezabile și stabilite pe prioritizări și stabilite în sensul în care să existe proiecte pe termen scurt, mediu și lung, cred că vor putea rezolva această problemă cronică a lipsei de dezvoltare turistică a orașului Piatra Neamț. Da, am intrat cu acest subiect ca să dezmorțim lucrurile. Domnule doctor Liviu Harbuz, am făcut atâtea emisiuni privind pandemia, efectele ei și modul în care statul român, cu reprezentanții săi în teritoriu, au gestionat această situație și după evenimentele de ieri, de la Iași, întrebarea mea este dacă avem un dublu standard în gestionarea acestei crize. Eu nu cred că e un dublu standard. Eu cred că sunt bâlbe administrative, bâlbe guvernamentale. Vă aduceți aminte că mereu pe acest subiect eu spuneam cel mai periculos lucru într-o stare, într-o situație de criză este pierderea încrederii în autorități, a populației. Pentru că, aduceți-vă aminte, am mai discutat despre asta, astăzi luam o decizie, mâine alta, peste o oră altă decizie, cum a fost se ieri? Revenea. Absolut. Deci la Mitropolie, la Iași, inițial jandarmii au interzis accesul credincioșilor care nu aveau buletin de Iași. Ulterior au cedat și au dat... Eu mă întreb până la urmă ce sens a avut să-i oprească pe oameni. Dacă lucrurile se organizau și ar fi fost menținute în limita posibilităților, măsurile de prevenire, respectiv distanțarea socială, masca, eu cred că lucrurile ar fi funcționat de la început foarte bine și nu era nevoie de intrarea în forță și retragerea în forță. Și nu era nevoie, pentru sau că incitatorii ar fi fost inutili acolo. Știți că e o vorbă, decât să nu iei o decizie, mai bine e o decizie proastă. Corect. Ceea ce ar fi fost cazul și ieri, nu știu, au această timiditate a autoritățile, mi se pare, de a interveni în sensul în care să aibă un program coerent, bazat pe informații coerente, pe educație. Pentru că dacă oamenii nu vor fi informați corect, ei vor lua, desigur, decizii care uneori devin chiar anarhice și am văzut ce s-a întâmplat la Mitropolie ieri. Acest lucru este valabil în toată țara. Acest lucru este valabil și în derularea procesului de învățământ. A început școala. Lumea n-a mai fost atentă. Am avut alegeri. Adică eu nu înțeleg de ce atâta grabă pentru alegeri. Alegerile pot fi amânate până în martie. Eu cred că ar fi trebuit să analizăm la rece situația explozivă pe care o avem din punct de vedere pandemic, la peste 4.000 de cazuri de infectări pe zi. În mod normal ar fi trebuit, cred eu, lăsat așa în planul 2 interesul pentru alegerile parlamentare. Cred că ar fi trebuit să se concentreze întregul sistem, administrație, societate, pentru că și societatea are răspunderea și responsabilității. Fiecare are o responsabilitate în comportamentul pe vremea pandemiei. Eu cred că dacă nu ne vom concentra, ne vom trezi, așa cum aduceți-vă aminte, când noi aveam o listă cu puncte negre, când vorbeam despre colmatarea sistemului sanitar,
Când vorbeam despre atingerea capacității de internare în ATI, în ATI-urile din țară, și la ce riscuri ne expunem, și chiar ieri vorbeam cu medici din Spitalul Universitar din București, dar am înțeles că deja se confruntă și medicii din Piatra Neamț, de la Spitalul Județean, cu aceste elemente. Sunt în faza în care trebuie să opteze pe cine decuplează de la aparate și pe cine bagă la aparate. Când se întâmpla în Italia, în vârful crizei italiene, aduceți-vă aminte, noi am sistemul, guvernul, sistemul medical ne-au promis că nu vom ajunge niciodată în această situație, până la urmă dramatică, pentru că pentru un medic este foarte greu să decidă pe cine lasă să moară și pe cine lasă să... A început să fie cam politică. Nu știu, dacă nu mă înșel, ieri dimineață, chiar la noi era o știre, aveam 15 oameni pe ATI, în condițiile în care avem 12 locuri. Deci, deja lucrurile încep să... Și în toată țara, uitați-vă că de ieri guvernul a propus măsuri speciale, crearea unor fluxuri speciale în toate spitalele. Deci, probabil că informațiile duc spre o creștere foarte puternică a numărilor de cazuri, a numărilor de infectări. Da, numai că, știi, vedeți, Franța a reintrodus, probabil de vineri sau de sâmbătă, reintrodus... Nu, de ieri. Sau a reintrodus, au luat hotărârea. Da, au luat hotărârea. Și probabil de la 12 noaptea sau de la 9 seara, nici mai știu, la 6 dimineața, se va restricționa circulația. Intră în stare de urgență. Exact. Vor intra din urgență. Nou în stare de urgență. Cehia este în stare de urgență. Și nu au rata ca la noi de infectare. Stau și mă întreb, vom intra în stare de urgență din nou? Problema este nu rata de infectare, pentru că sunt țări precum Marea Britanie, precum Franța, precum Italia, cu un nivel de infectare mult mai ridicat. Dar ceea ce e grav la noi, raportat la numărul de infectări, nivelul de mortalități este foarte mare. Și ne duce pe locul în Europa. Aici nu mai știu dacă problema este sistemul sanitar, lipsa tratamentelor specifice pentru coronavirus. Ca să nu mai vorbim, eu tot repet și repet și probabil că undeva, cândva vom afla câți oameni au murit de alte patologii în această perioadă. Haideți să vedem situația în Neamț în momentul acesta. Spitalul Județean, spital COVID, da? E clar, acolo nu poți să mai duci alți bolnavi. E aproape de capacitatea maximă. La Roman, deci la Roman, avem focar. Avem focar. Și fac o paranteză și vă rog chiar să vă spuneți părerea. Și vă, dumneavoastră, stimați telespectatori. Ieri am sunat la purtătorul de cuvânt de la Spitalul Roman. Bună ziua, doamna Trifan. Doamna Trifan, ne spuneți și nouă câți medici și câte cadre medicale aveți infectate. Îmi pare rău, știți, eu n-am voie să intru în spital, dar o să mă interesez să vă spun. Asta era pe la ora 11. Nu vă spuneați, dar asta este o informație. Da, sună. Știți, doamna manager ne-a spus că să ne faceți o adresă luni și vă răspundem în fiecare luni. Doamnă, suntem pentru o știre de importanță, nu numai locală la Roman, acolo în marea familie romașcano-leoreană. Nu. O știre care devine informație prețioasă pentru public. Pentru tot județul, pentru că sunteți singurul spital mare care preluați cazuri non-COVID. Da, da, știți, doamna manager, mă duc să o întreb. Este de noaptea minții. De ce plătești un purtător de cuvânt? Pentru cine s-a făcut postul ăsta? Să-l plătești dacă nu comunici nimic? Oamenii nu știu câți medici sunt infectați acolo, ce secții nu funcționează. Deci, continuăm, Romanul. De ce? Pentru că purtătorii de cuvânt în general la spitale au devenit așa niște sinecuri. Păi sunt sinecuri, erau nu numai acolo. Erau niște locuri călduțe pentru niște doamne, domnișoare, dar nu numai care acolo. Se plictiseau în timpul liber. Am fost colegi care lucrează ca purtători de cuvânt. Și el spune, e rușine să nu-ți spună. Și ce știi, neoficial pot să spun. Bă, dar spune-mi oficial că ești acolo. Și nu pot, că știi. Este de noaptea minții. Este de noaptea minții. Trecem și peste asta. La Târgu Neamț avem deja
suspecți de COVID. Numărul lor crește pe zi ce trece, ocupă tot mai multe spații din spital, deci acolo se întâmplă același lucru. La Bicaz la fel. Deci, practic, în județul Neamț, în acest moment, bolnavii cu alte patologii au o mare problemă în a se trata undeva. Plus că mai apărut și chestia asta cu medicii de familie care trebuie să meargă acasă la bolnavii COVID. Cum să meargă acasă? Da, aruncarea, pasarea responsabilității pe medicii de familie în această perioadă mi se pare chiar o agresiune asupra lor, pentru că efectiv medicii de familie nu își mai pot desfășura în mod normal activitatea. Adică chiar și activitatea, deși erau supra-solicitați și înainte. Cred că dacă distrugem și această verigă care înseamnă medicul de familie prin supraîncărcarea profesională, distrugem tot sistemul. Pe mine m-a sunat un medic de familie și mi-a zis așa: ok, eu mă duc la bolnavi de COVID, nu știu cât îmi revin, 1100, 2 din ăștia care stau acasă, da. Și așa. Ok, cum mă duc eu echipat acolo? Nu, da, e împotriva... Cum mă duc echipat? Bun, mă duc echipat. Presupunem că am echipament. Ce fac cu echipamentul când ies de acolo? Unde mă schimb? Da. Pe scara blocului? Doar în mașină? Avem proceduri și fluxuri bine stabilite. Este de noaptea minții. Este de noaptea... Trecem peste faptul că nu au echipamente, că nu au ce le trebuie. De asta mie mi se pare că... Păi, dar astea sunt măsuri specifice României. Luăm o decizie și după aia ne gândim cum o și implementăm. Pentru că e foarte simplu să iei o decizie, să o arunci pe piață și după aia să te întrebi, dar cum o implementăm? Sau o aruncăm pe umerii unor categorii profesionale care nu au efectiv cum, fizic, să realizeze, să implementeze aceste măsuri. Da, probabil că sunt decizii de dragul deciziilor. Cu cât ele sunt mai descentralizate, cu atât se diluează mai mult. Uitați-vă că noi discutam la momentul începerii școlii despre descentralizarea deciziei, apropo de începerea școlii, despre încadrarea în cele trei scenarii, verde, roșu și galben, parcă. Bine că n-au pus roșu, galben și albastru. Da. Lucruri care nu au dus la nicio coerență. Dacă ne uităm, foarte multe școli au intrat în scenariul roșu, în județul Neamț. Sunt în continuare probleme în ceea ce înseamnă respectarea măsurilor de prevenire a bolii. Avem profesori bolnavi și ceea ce nu avem, și noi tot am vorbit aici, încă nimeni nu vine cu o strategie pentru pregătirea unei noi generații de cadre didactice care să facă față acestui sistem, pentru că suntem conștienți că într-o perioadă foarte scurtă vom ajunge la un nivel al învățământului online pe care nimeni, dar nimeni, n-a avut cum să-l prevadă. Da, și vă spun acum cum funcționează lucrurile în școli. Deci sunt școli unde 15 elevi vin la școală, 15 stau acasă. Tu, ca profesor, ai un calculator care are o cameră care este teoretic îndreptată spre tablă. Tablă, da. Și predai. Trebuie să stai undeva aproape să-ți ia sunetul de pe cameră, da? Bun, acum noi vorbim de probleme tehnice în cazul în care profesorii sunt dotați cu aceste elemente de hard. Cei de acasă nu văd nimic de pe tablă, pentru că n-au cum. Camerele alea nu sunt făcute pentru așa ceva, văd doar ceva în ceață. Și după aceea urmează partea a doua. Știți, noi n-am văzut, noi n-am înțeles. Nimeni, dar nimeni nu și-a pus problema în școlile. Bine, sunt două, trei excepții, patru. Ei, facem predarea asta de dragul de a o face, să bifăm ceva acolo, este de noaptea minții. Și așa se întâmplă în toate domeniile de activitate. Uitați-vă, DGASPC-urile, nu numai din Neamț, din toată țara, au niște angajați care intră în contact cu niște persoane speciale, da? Abia astăzi s-a anunțat că s-a dat ordin să fie testați odată la o săptămână. La un centru din Neamț,
Bine, că s-a dat ordin să fie testați, dar am înțeles că nu și-au primit salariile. Bine, nu și-au primit nici salariile. Asta e o ține de normalitate. Deci noi deja am dat știrea. Pentru mine deja este... Dar vă spun altceva. La un centru, astăzi l-a testat pe X, i-a venit rezultatul după 6 zile și a venit pozitiv. Timp de 6 zile s-a dus în fiecare zi și era un centru acela familial, știți, închis. Stă cu copiii, are grijă de ei. După ce a venit, au fost testați și cei de acolo. Bineînțeles că toți aveau. Bun, acum la 6 zile. Acum a intervenit obligativitatea. Înțeleg. Odată la săptămână. Odată pe săptămână. Bine, acum știți că tot ce e obligatoriu în România poate deveni și facultativ. Sau poate deveni, știu eu, nici nu mai știu cum să spun, dacă nu un ai capacitate. Un obicei prost. Un obicei prost. Da, nu și-au primit banii la DGA SPC-uri. Știți cum e? Când întrebe acolo, doamna directoare mi-a spus, dom'le, nu sunt bani de la buget. Nu sunt bani de la buget. N-au venit din cota defalcată de la TVA. Pe de altă parte, dacă întrebi în partea cealaltă, spune, nu, dom'le, nu. Și că trebuiau să dea salariile, că alea sunt prioritate. Că trebuia să oprească alte cheltuieli. Eu am întrebat cu naivitate, care alte cheltuieli? Păi cum? Din cheltuielile de funcționare. Adică tai din gaz, tai din lemne, că sunt și centre unde se încălzesc cu lemne, tai din alimente, din ce mai tai? Păi, ca la spital, ați văzut. Iar avem o problemă cu mâncarea, iar avem o problemă cu celebra cantina a spitalului. Mereu avem o problemă și ea a devenit cronică, dar în continuare lucrurile se întâmplă la fel. Nu știu, noaptea minții. Știți cazul celebru cu șpaga de la spital, da? Cu cei care au luat șpagă. Acum, DICOT-ul face o acțiune. Reține 8-9 persoane, nu mai țin minte, printre care și un medic de la spitalul județean de urgență, Piatra Neamț. Care a fost găsit... Trafic de droguri. Trafic și consum. Noi am întrebat simplu, dom'le, e vreo problemă faptul că... Mi s-a răspuns, nu intrăm în probleme, nu discutăm problemele personale ale unui angajat. Băieți, nu e o problemă personală. Dacă băiatul acela, e un medic foarte bun, că vine de la Cluj, deci tot ce vine de la Cluj e cum ne venea înainte lumina din Est. Deci tot ce vine de la Cluj este foarte bun. Băiatul ăla, dacă seara și a doua zi venea, nu e o problemă personală. Este o problemă a spitalului și a pacientului. Eu așa zic, dumneavoastră ce ziceți? Da, cu siguranță, dar cred că fiecare caz în parte trebuie analizat și făcută diferența între dealer, consumatori, nivelul de consum. Da, eu am înțeles că acolo era o rețea întreagă, dacă am înțeles bine. Nu știu dacă era implicat și medicul în rețeaua. Era vorba de 1,5 kg de cannabis, dacă nu greșesc. Da, da. Deja printre e o cantitate cam mare. Iar ce mă sperie pe mine întotdeauna când vorbim de spital, de medici, mă sperie practic accesul lor nelimitat la anumite substanțe, psihotrope mai ales, și asta mă îngrijorează, mai ales atunci când astfel de situații pot afecta actul medical. Care act medical poate fi uneori poate duce la consecințe dramatice și oamenii pot muri din cauza unei greșeli. Noi am văzut greșeli și în lipsa acestor substanțe. Dar aminte atunci când sunt folosite și astfel de substanțe. Păi, așa, acum vreo lună și ceva, două, auzeam la un spital din Târgu Neam, singurul de acolo, dom'le, lipsesc substanțe psihotrope. Multe. Deci, bârfa era, se iau de acolo, se vând printr-o farmacie. Dezvăluiri. Manager. Da, sunt foarte multe cazuri de astfel de rețele în spitale. Bine, legate de farmacii, dar să știți că asta se întâmplă și în Statele Unite și în alte țări. Vai ce tare mă încălzește. Da. Vai ce tare mă încălzește. În Statele Unite președintele a luat COVID. Asta nu înseamnă că și la noi trebuie să ia COVID. Bine, președintele a luat COVID din față și l-a dus în spate. Adică acum îl plângem pe Trump.
Gândiți-vă... Eu nu-l plâng. Azi a ieșit și a zis am COVID, a ieșit după două zile, am făcut tratamentul, după alte două zile. Suna așa eu ca cred un fel, că a fost suna ca un fel de acțiune de marketing. Exact. Marketing politic înainte de campania electorală. Și pentru cei care făceau, care făceau medicamentul pe care l-a luat. Absolut. Deci, bine, avea un cocktail, a promovat două, trei produse. Totul acolo e pe bază de marketing. Bun, așteptăm ca în hotelurile lui Trump să se servească și cocktailul ăsta. Probabil că se va servi. Eu l-am studiat pentru că fac acum, până la urmă, dezvăluire în direct la dumneavoastră. Vă rog. În urmă cu 6 săptămâni, se pare că am trecut prin COVID, pentru că mi-am făcut analizele și am detectat anticorpii pentru COVID, anticorpii specifici. Și vreau să vă spun că în această perioadă, fără să știu, am luat cam 90% din tratamentul pe care l-a luat Trump. Desigur, din alte motive, de exemplu, cum ar fi famotidina, dexametasona la un moment dat. Deci, cred că am avut mare noroc și când s-a confirmat acel tratament fiind cocktailul lui Trump, chiar m-a bufnit râsul. Și am zis, trebuie să merg mai des la biserică, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a inspirat. Da, deci am înțeles, ați trecut și prin... și da, prin am trecut asta. Și prin COVID și n-am pățit nimic, am trecut deci, și prin azi... alegeri și n-am acum asta vreau să spun, asta vreau să spun. Da, ați trecut și prin alegeri și n-ați pățit nimic? Da, păi nu s-a rănit, nu mă doare nimic. Deci, și am făcut și anticorpii. Ați făcut și anticorpi? Făcut și anticorpi. Cât de puternici sunt anticorpii ăștia? Cât vă permit ei, în perioada următoare, să puteți sta la o distanță mai mică decât cea reglementată de normele de acum, alături de anumiți politicieni? Aici apare diferența între distanța fizică și distanța socială. Exact. Aici introducem noțiunea de distanță socială, politico-socială, politico-administrativă. Sau politico-administrativă. Așa. Da, e... Eu cred că a fost din nou experiență. Mi-am făcut și autoevaluarea după rezultate. Cred că din nou n-am fost înțeles foarte bine. Eu cred că de data aceasta nu voi face un compromis, ce voi mă voi gândi ce mai pot salva pentru acest oraș, din ce se poate salva. Adică mă gândesc foarte serios la posibilitatea formării unei echipe împreună cu noul primar, cu Andrei Carabela, pentru că până la urmă cu toții trebuie să facem compromisuri atunci când chiar avem obiective, atunci când ne pasă și atunci când noi susținem că suntem consecvenți în ceea ce am spus ani de zile, și chiar și în campania electorală, pentru că există proiecte care pot fi puse în aplicare într-o asociere de idei, de viziune pentru oraș. Cred că e posibilă o astfel de situație. Sper că am fost suficient de clar. Vă se vede pe fața dumneavoastră. O să încerc altfel. Care este zona de care, era Africa. De care nu vă veți apropia acolo, cu un compromis? Nu mă voi apropia niciun caz de ceea ce înseamnă interesul pentru societățile comerciale ale primăriei. Cred în reformarea lor. Cred că chiar primăria are nevoie de un audit în momentul de față și mai ales societățile primăriei. Cred în continuare că trebuie terminat cu toate sinecurile și mai ales sinecurile de partid. Pentru că am văzut cum diverse poziții, mai ales în societățile comerciale, sunt ocupate de către membrii de partid, membrii marcanți, chiar persoane care au candidat pe listele respectivelor partide. Cred că toate lucrurile astea trebuie să înceteze, trebuie restartat totul, așa cum spuneați și dumneavoastră în ziar astăzi, avem nevoie de o restartare, luând în calcul toate elementele, mai ales pe cele istorice,
dar, desigur, rupând continuitatea și rupând aceste obiceiuri care sunt caracteristice administrației publice la Piatra Neamț. Eu nu mai țin minte ce obiceiuri are administrația publică la Piatra Neamț. Avea administrația publică. Nesănătoase, altfel. Nesănătoase, să nu uităm că... Eu îi văd pe toți bine sănătoși. Aceste societăți comerciale, la un moment dat, au intrat în insolvență, una după alta, în condițiile, sau unele în reorganizare, în condițiile în care niște băieți deștepți s-au îmbogățit, au cumpărat halcă cu halcă tot ce s-a putut cumpăra din patrimoniu primăriei orașului Piatra Neamț. De astfel, asta este un subiect tratat pe larg și mereu de către Curtea de Conturi, care nu a fost băgată în seamă. La nivel declarativ, fiecare retorică a fostului primar era mereu greaua moștenire. Eu sper ca actuala conducere a primăriei să nu mai vorbească despre greaua moștenire, dar să clarifice odată pentru totdeauna ce reprezintă această moștenire administrativă, această moștenire financiară, care a dus primăria într-un grad de îndatorare pentru care nu răspunde și nu a răspuns nimeni. Da, și nu răspunde nimeni. S-a format așa un fel de pânză de paianjen, câteodată chiar cu elemente juridice credibile, care nu permite să vezi ce se află în spatele ei. Deci, vă dau un exemplu. Unul dintre cei condamnați să în procesul acela cu Eonul, de care tot amintesc eu, cu trețelele, De la acel proces, de câte știu eu, s-a îndatorat și primăria. Și primăria și... Astăzi plătim datorii în procesul Leon. Așa. Ei, era un domn Fecic. Domnul Fecic, după ce a fost condamnat, vorbim a fost promovat. Despre seniorul. Seniorul. Păi nu, că ajunge și la junior imediat. Păi deci, nu mai ajunge, că e cam departe. Da, dar sunt unii care au locuință tot acolo și se ajung repede, să înțeles repede. Parcă prin Franța. Așa. Deci, seniorul, după ce a fost condamnat, ca să-și poată plăti cota parte din ce avea de plătit, a fost angajat la o societate a primăriei. De pe acea poziție, el lucra cu direcția patrimoniu a primăriei. Noi am publicat la un moment dat cum avea și niște ore în primărie. O chestie absolut ciudată. I se termină partea aceea când nu avea voie să lucreze, să ocupe funcții publice, și a doua zi se organizează concurs pentru... și este pus directorul direcției patrimoniu din primărie. În condițiile în care băiatul domniei sale era secretarul primăriei, care trebuia să facă demersuri pentru recuperarea banilor, că așa spunea în sentință, de la cei de primărie era în solidar. Trebuia să recupereze banii, a spus și Curtea de Conturi. Este noaptea minții. Și domnul Fecic s-a prelungit și după pensie. Domnul Bălănescu, în momentul în care ai un primar care se judecă cu primăria, care este condamnat în primă instanță, și el candidează din nou și el vrea să fie din nou primar într-o primărie cu care se judecă, nu e tot noaptea minții. Deci lucrurile astea sunt posibile numai la Piatra Neamț. Părerea mea. Bun, acum eu aștept și am spus-o și ieri, am scris-o și în ziar, aștept cu nerăbdare implicarea partidului Mișcarea Populară în noua conducere a primăriei Piatra Neamț, în noua majoritate și în majoritatea de la Consiliul Județean, având în vedere faptul că acest partid de oameni curați, oameni care nu au avut în față decât binele orașului, au fost obligați să-l primească pe Dragoș Chitic în postura de candidat, obligați să-l suporte în campania electorală, obligați să facă cu ei o echipă de 10+, obligați să suporte niște voturi pe care le-a adus Dragoș Chitic, și acum
probabil vor fi despovărați de această greutate și vor renunța la Dragoș Chitic, plasându-l pe locul întâi pe lista pentru Senat. Iar celelalte partide vor... Stați puțin. Cum adică vor scăpa? Stați puțin. Să nu minimalizăm această poziție. Tot aud de dumne poziția unul la Senat în sensul în care nu prea e eligibilă pentru alte partide. Domnul Bălănescu, e o poziție foarte importantă. Eu mă întreb așa. Dacă PMP-ul va intra într-o alianță cu celelalte partide pentru a conduce destinele orașului sau ale județului în continuare, cum îi vor face campania domnului Chitic? Pentru că e partidul care îl promovează pe poziția unul la Senat. Ce vor spune? Poate deleagă această competență PSD-ului. Ia că t-a crăpat un drag. Printr-o logică simplă, nu? Deci poate deleagă această competență PSD-ului. Care-i problema? Da, cred că într-adevăr e noaptea minții, cum spuneți. Eu nu pot să înțeleg aceste mișcări care până la urmă nu fac rău decât orașului și județului. Eu înțeleg compromisurile în politică, dar până la un punct. Adică să stai o campanie întreagă, să-l auzi un om, după care, după campanie, vii și spui că nu mai e bun. Sau să înjuri pe cineva o campanie întreagă și să vii după aia să spui ăsta e cel mai bun. Și ne întrebăm de unde... Tot vorbim de credibilitate. Vorbeam de credibilitatea guvernului, a guvernării, despre lipsa de încredere a societății. Deci vine și lipsa de încredere a societății în politică și în politicieni. Atunci când vezi că susține o lună ceva și după o lună vine hop, proaspăt, curat și uscat și ne spune altceva, dar eu mă întreb dacă poporul așa a votat, dacă așa îi place poporului, de ce să ne mai facem atât de multe griji? Poate că poporului îi place, mai ales să aud mereu și se potrivește foarte bine la neamț povestea, lasă mama, furat, a și făcut. Adică dacă am ajuns în halul ăla de degradare încât să știm că cineva fură, dar să închidem ochii pentru că a și făcut, pentru că a aruncat niște firimituri... Păi dacă nu făcea, nu putea fura. Absolut. Asta nu înțeleg oamenii. Foarte mulți au făcut doar ca să poată fura. Și au furat până n-au mai putut. Și iată, ei au primit votul cetățenilor, ceea ce... Până la urmă, vox populi, vox dei. Nu ne putem opune voinței populare. E adevărat, nu s-a opus ieri nici statul român. Nu s-au opus nici instituțiile statului. Nici instituțiile, instituțiile de forță. Deci, deși aveau un ordin, am înțeles. Aveau mai multe ordine, mai multe cazuri și... Bun, aștept. Eu cred că cetățenii au până la urmă ceea ce merită. Ceea ce au votat, sunt reprezentați așa cum au votat, așa cum s-au implicat. Până la urmă este clasa politică, este o consecință a votului popular, deci este datorată votului popular. Este reprezentativă în măsura în care anumite categorii sociale au votat pentru acești oameni. În cazul acesta, eu aștept validarea domnului Dragoș Chitic la Consiliul Județean. Pare că era pe listă acolo. Da, la Consiliul Județean. Și aș vrea, sincer, să-l văd vicepreședinte al Consiliului Județean alături de domnul Ionel Arsene. Probabil că el va primi biroul domnului Laurențiu Dulamă, care... Dacă țin bine minte, era tot la PMP și împreună cu domnul Arsene a făcut majoritate, punându-l pe domnul Gavrilescu, viceprimar la Piatra Neamț, atunci și în 2016... Și pe domnul Asaftei, colegul bine, de la... Bine, acolo e la... Aia e altă zeamă. Aia e în interiorul PSD. Pe aia o discutăm altă dată. Aia e altă zeamă, altă... Cam auzit că e mare alianță și... Acum m-am provocat să vă întreb ce se întâmplă cu ALDE. Nu știu, Nemț. Întrebați-i pe cei de la ALDE. Pe cei de la ALDE. Am văzut că domnul Tăricianu... Ce pot să vă spun? Domnul Tăricianu s-a înscris în Pro-România și va candida poziția unul la Senat din, deci, Pro-România. Și-a pierdut calitatea de membru ALDE. Absolut, în momentul în care se va deci candida. ALDE nu mai are președinte.
ALDE nu mai există. ALDE nu mai există. Da, corect, am uitat. Uite, asta este o știre. Asta este o știre. Asta este o știre, că nimeni n-a spus pe nivel, nici la nivel național. Că domnul Tăriceanu, scriindu-se în pro-România, și-a pierdut calitatea deci, de neutral. Acea absorpție despre care se vorbește, sau o alianță, o posibilă alianță despre care se vorbea, dar acum vorbim de absorpție, nu mai este posibilă din punct de vedere legal până în alegeri, deci nu poate exista o alianță electorală. Iar absorpția se va produce probabil undeva după alegeri, moment în care ALDE va dispărea ca formațiune politică. Bun. Acum, pe final de emisiune, vă întreb, credeți că intrăm din nou în stare de urgență? Dar la modul serios. Nu cred că pot să-mi dau eu cu părerea dacă intrăm sau nu în stare de urgență. Atunci vă întreb altfel. Am să vă spun. Eu consider că ar fi necesar să intrăm în stare de urgență. Bun. Eu mi-aduc aminte ce eforturi am făcut noi în urmă cu 5 luni de zile, 6 luni de zile, cum am stat în izolare, ce costuri economice a avut și are România în continuare. Eu cred că trebuie ruptă pisica. Uitați-vă ce se întâmplă în Franța, în Marea Britanie. Deci acest al doilea val se pare că va fi mult mai puternic decât primul val. Plătim prețuri cu vieți omenești și cred că mai important decât viața nu poate fi altceva. Cred că da, ar trebui instituită starea de urgență, dar nu după alegeri, ci înainte de alegeri, dacă va fi cazul, desigur, dar dacă va fi cazul, nu trebuie să ne raportăm doar la organizarea alegerilor și acesta să fie motivul pentru care nu instituim starea de urgență. Eu aștept starea de urgență și dintr-un alt motiv. Probabil că atunci se vor aplica și legile din starea de urgență, legile în regim de urgență. Vă referiți la achiziții sau? Da. Eu mă refer la următorul lucru. Avem un spital undeva, așa e denumirea, spital, undeva cu bani nemțenilor, 3 miliarde 600, 3 miliarde 500 de euro. Spitalul ăla este pe un câmp la Iași. 3 milioane, nu 3 miliarde. Da, 3 milioane. Că deja mă încălzisem. Da. Și eu mă gândeam acum câte miliarde vor veni în neamță la investiții pe fonduri europene și deja începusem să iau foc. Un miliard într-un an, doi, nu mai țin minte. Așa am auzit. Deci acolo avem pe o platformă un spital. Dacă acel spital a fost achiziționat greșit și nu funcționează, aparatele nu sunt cum trebuie, nu e nivelul de oxigen. Domnul Bălănescu, nici nu ne mai interesează. Spitalul trebuie să devină deci operațional. Eu vreau să spun așa, să se aplice legea în regim de urgență și ăia care au făcut să fie... Bun. Dacă cumva alea funcționează... Obiectivul este ca el să devină operațional. Dacă alea funcționează și sunt bune, atunci să fie trași la răspundere cei care au întârziat punerea lui în funcțiune. Nu mă interesează care-s roșii, care-s galbeni, care-s albaștri, care-s vineți, care-s căcănii. Mă interesează că acolo, dacă funcționează acele scule și aparate, pot fi tratați 100 de oameni sau 60 de oameni în terapie intensivă, 100 teoretic, dar 60 ar fi cu aparate din acelea de ventilație mecanică. Deci, trebuie să ne hotărâm în țara asta. Această stare, de fapt, nu trebuie să fie o consecință a unui război politic, ceea ce se întâmplă, din păcate. Da. Deci, nu... Cu prețul unor vieți omenești. Cu prețul vieților omenești. Deci eu tot spun în fiecare zi, aduceți-vă aminte, nenorocirea de la Colectiv, au murit 65 de oameni. Și ieri am avut... Iar noi acum avem peste 100, peste 80 și... Nu mai știu, au fost... Nici nu mai știu, ieri 70-80. Aproape 80 de morți pe zi, pe zi vorbim. Deci e incredibil și văd atâta pasivitate și atâta retorică politică pro și contra... discuții politice vis-a-vis de ceea ce înseamnă organizarea alegerilor. Am văzut ce a însemnat și acum suportăm consecințele prioritizarea alegerilor, respectiv susținerea alegerilor locale.
acum suportăm consecințe. Pentru că orice am spune, în schimb, facem alegeri, dar nu îi lăsăm pe oameni în Moldova să meargă la moaștere la Sfânta Parascheva. În condițiile în care știm bine ce înseamnă pentru moldoveni acest lucru, știm că este o sărbătoare foarte importantă în Moldova, este un obicei... Cea mai importantă sărbătoare. De fapt, cea mai importantă sărbătoare. Cred că, așa cum s-au făcut eforturi pentru organizarea alegerilor și pentru ceea ce s-a întâmplat la Iași, cineva trebuia să facă eforturi de organizare și să nu avem acele situații delicate în care jandarmii trebuie să rezolve o problemă între credincioși și biserică. Da, din momentul în care tu ți-ai asumat organizarea, stat român și biserică, trebuia absolut să faci tot ce trebuie ca să... Ieri nici nu mai știu ce post național de televiziune a arătat imagini în paralel Iași și de la Fatima, în Portugalia. Că nici portughezii nu sunt un popor chiar așa, știți, evoluat, disciplinat. Disciplinat acolo, toată lumea a păstrat distanța socială, mă rog, fizică, cum o fi. Lumea era, stătea în ordine, aveau distanță între ei și s-a făcut procesiune. La noi, bacă se poate, bacă nu se poate. Dacă nu greșesc, sper să mi-aduc bine aminte, în acest an s-a amânat, de fapt, nu s-a desfășurat la Meca. Da. Pelerinajul de la Meca, care este cel mai puternic pelerinaj din lume. Da. Dați seama că până la urmă este și o chestiune de încredere în stat, în autorități, de educație, de disciplină. Absolut. Eu cred că oamenii ar fi înțeles de ce se impun anumite măsuri restrictive dacă lucrurile se derulau normal. Și știm bine că atunci când interzici într-o astfel de stare anumite evenimente, lucrurile pot degenera, putem ajunge chiar și la anarhie. Am văzut chiar grupuri care au instigat la violență, adică nu mi-aș fi închipuit că și acolo există grupuri. Eu care am văzut acolo oameni și am văzut și preoți care practic sub această, știu eu, fervoare, eu o numesc altfel, dar acum nu-mi permit, veneau cu oameni din comunele și satele lor, ei în frunte, și nu i-am adus eu, zice, au venit ei cu mașinile proprii. Și nu i-am adus eu, zice, nu am nicio treabă. Eu am venit să mă rog. Da, eu am înțeles că a fost și o decizie a BOR de a limita accesul doar persoanelor care aveau buletin de Iași. Asta este o altă aberație. De ce numai persoanele cu buletin de Iași? Pentru că erau favorizate. Dar acum, eu am să vă mai întreb ceva. Moaștele Sfintei Parascheva stau acolo totalul. Da, există în gândirea populară că în ziua asta... În această eu înțeleg, dar se putea organiza pe parcursul mai multor zile, așa cum absolut se și întâmplă în mod normal, și se putea organiza încât credincioșii să aibă acces, așa cum au avut acces și la deschiderea cinematografelor, așa cum am avut acces și la alegerile locale. Adică de ce să vii cu astfel de măsuri restrictive, știind că acest lucru irită foarte mult, chiar așa, în esență, sufletul moldovenilor. Da. Citim câteva mesaje, dacă nu vă deranjează. Nu. Unele s-ar putea să vă deranjeze. Nu. Felicitări că rămâneți pe baricade în piatra mea, domnul doctor, domnule doctor, păcat de orașul ăsta frumos, care își poate îmbunătăți imaginea și profilul. Așa. Nu-mi vine să cred că prietenii au votat un carabel în loc să voteze un om de talia domnului Liviu Arbus. Fenomenal, ce zile trăim. Domnul Liviu, asta ca să vă puneți bine cu viitorul. Avem ceea ce merităm, foarte bine punctat. În eventualitatea în care va câștiga la Senat, Dragoș Chitic, cum va vota în Parlament, nu cred că alături de PNL și USR Plus. Felicitări tuturor! Vom face o echipă frumoasă la Piatra Neam și în județ, probabil cu un membru simpatizant al partidului, domnul Cătălin Misăilă. Dumitru Radu Năstase, problema cu mâncarea pacienților este una veche de mulți ani de zile. În 2010 era același subiect.
schimbați ce au și interveniți, există o nouă majoritate, nu? DSP-ul are director liberal și doi reprezentanți în CEA spitalului. Foarte bine punctat. Da, cam aceste lucruri ni s-au transmis, pe lângă felicitări, foarte multe felicitări și foarte mulți ne spun bună dimineața, probabil că arătăm ca niște oameni care avem nevoie. Care tocmai ne-am prezent. Cineva trebuie să ne aducă aminte că e dimineață. Eu, pe final de emisiune, aș vrea să vă rog să continuăm emisiunile de joia și nu neapărat cu teme politice. E un angajament. Nu cu teme politice. Și da, exact. Să sperăm că vom reveni la temele noastre filozofice. Exact. Având care... și față de filozof la o jumătate dimineața amândoi. Mai ales că eu cred că oamenii au nevoie de informare, de educare permanentă și nu neapărat de mereu de o dezbatere politică care poate duce la supra-saturare. Da, vă mulțumesc pentru participare. Aștept să ne vedem și joia viitoare. Aș vrea să închei spunând doar un singur lucru, sau poate mai mult, nici nu știu cum apucă pe mine acum. Este o perioadă extrem de importantă pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Oameni buni, nu prea îmi place să fiu patetic, nici să dau mesaje, știu, alarmiste, dar chiar trebuie să ne protejăm. Chiar trebuie să protejăm pe cei din jurul nostru. Nu știu, trebuie să avem totuși încredere în cei care se ocupă și organizează după putința lor, după putința lor materială și după cea intelectuală ce se întâmplă în jurul nostru. Aveți curajul și îndrăzniți să spuneți când lucrurile nu merg, ne puteți suna oricând, puteți să ne dați mesaje în emisiune, noi la rândul nostru să încercăm să punem presiune pe cei care ar trebui să aibă grijă de ce se întâmplă. Reamintesc, am cerut DSP-ului să facă un set de reguli pe care să-l transmită populației. Noi l-am publicat, îl publicăm și în online. Sunt convins că și colegii din alte publicații vor face același lucru. Citiți, vedeți, poate vă ajută, dar în primul rând vă ajută dacă conștientizați că chiar se întâmplă lucruri urâte în această perioadă și trebuie să avem grijă ca ele să fie măcar cât de cât oprite. Cele bune, la revedere, să ne vedem cu bine. Nu știu dacă mâine dimineață, dar sigur luni.